Părinte Necula, ce părere aveți despre terapiile complementare? Deloc nu le exclud pe Dumnezeu. Hristos nu mai rechi făcea. Vă vând un pont și vă rog să-l țineți minte. Ce nu este în liturghie nu este teologie. Când o să ne vedeți pe noi la liturghie, încă o pasă energetică, iubiți credincioși, înseamnă că s-a dus biserica. În loc să zică părintele pace tuturor, să-l auziți, faceți o frecție pe spate cu degetul mare. Eu respect efortul oamenilor care încearcă să ne facă bine prin terapii complementare, pentru că asta arată că sunt atenți să nu ne rănească. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să înțelegeți la un moment dat că toate genurile acestea intrate în cultura română în ultimii ani sunt niște farafastăcuri, un soi de fariseiz al sincretinismului. Ușurel, am mers eu la medicul meu, chirurg, la care ține în și am spus cum făcusem eu la ulcerul meu varicos, care făcusem gaură până în os, din grija unora care mi-au dat creme, mi-au dat paste energetice. Părinte, v-am trimis o bioenergie. Da, mulțumesc de bioenergie. M-a durut urechea o săptămână și omul, foarte calm, după ce am explicat eu tot demersul meu, a scos bisturiul și cu bisturiul în mână a zis Părinte, Îți soi de operație se face cu îți de instrument. Eu am rezervele mele și la operațiile la paroscopie și la cele cu laser. Ele sunt așa, sigur că sunt binevenite că nu ne invadează, dar ne deranjează. Și să vă spun ultima gogoriță pe care am auzit-o. Omul cel mai important din FMI, din seria de finanțe a spitalelor, ne-a atras atenția public, dar numai cine a vrut să-l audă l-a auzit, că noi am investit prea mult în tehnică și prea puțin în oameni. Știți că aparatele alea fără oameni să ne miște? Servus! Nu faci un remener la cap dacă ți-ai pus la picioare aparatul. Adică cineva trebuie să-ți spună unde sunt picioarele, cam așa sună. Din nefericire, noi nu remarcăm mecanismul uman care ține tot mecanismul acesta în mână. Noi avem nevoie să investim în tinerii din medicină, nu în toate prostiile alternative. Mâine, poimâine, parcă văd, o să avem secții de tratament prin urinoterapie într-un spital județean, că e terapie alternativă și aia. Hai să fim serioși!